Ucraina și Vestul au acuzat Rusia de crime de război după descoperirea a sute de civili morți în apropiere de Kiev. Mehedințenii condamnă de asemenea crimele comise de forțele armate rusești, considerând că este un genocid. Duminică, parchetul ucrainean a anunțat că trupurile neînsuflețite a peste 400 de civili au fost descoperite la Buca, în zona metropolitană a capitalei ucrainene, după retragerea trupelor rusești. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a transmis că nu poate face deocamdată niciun comentariu cu privire la cauze și circumstanțe. Însă, ceea ce știm până acum ridică întrebări serioase și îngrijorări cu privire la posibile crime de război și încălcări grave ale dreptului umanitar internațional, a transmis instituția cu sediul la Geneva. Ce părere aveți despre crimele din Ucraina în rândul civil? O părere foarte proastă. N-ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit să ajungă niciodată la așa ceva. Și în al doilea rând, nu trebuie să scape nepedepsite sub nicio formă. Asta înseamnă că organizațiile care sunt, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul de Securitate, Tribunalul Internațional de Haga, trebuie să-și facă treaba. Altfel, dacă nu și-o vor face, înseamnă că astea toate nu mai au niciun rost. Adică decât să cheltuie bani. Ce rost are Tribunalul de la Haga dacă criminalii de război scapă? Da? Știți care e treaba? Eu, părerea mea, președintele Ucrainei a făcut cea mai mare greșeală că a înarmat populația. Și normal, eu fiind militar în termen și tu vii cu arma, tu vii să mă ucizi. Că eu sunt împotriva ta, da? Asta e marea greșeală. Și de aceea s-a amplificat războiul. Și vă spun o chestie. Ei sunt un teatru de experimentare a armamentului. Asta e adevărul, adevărul. Eliberarea orașelor ucrainene de sub ocupație rusească scoate la iveală tot mai multe dovezi ale crimelor de război făcute de militarii ruși. În același timp, imaginile din zonele eliberate prezintă inclusiv amploarea dezastrului militar al armatei ruse după 5 săptămâni de la declanșarea invaziei în Ucraina. Cel puțin 300 de civili din orașul ucrainean Buca, situată la nord de Kiev, au fost uciși în timpul ocupației militare ruse. Majoritatea victimelor crimelor de război făcute de armata rusă în regiune au fost îngropate în gropi comune, în vreme ce unele cadavre încă se mai află pe străzile orașului, informează Reuters. Un clip postat pe rețelele sociale de Ministerul Ucrainean al Apărării prezintă imagini dure cu militarii ucraineni care fac slalom pe o stradă din Bucea printre cadavrele unor civili uciși în urma unor execuții sumare întreprinse de militarii ruși. Unii dintre cei uciși aveau mâinile legate la spate.